Bine v-am regăsit la un nou videoclip, așa la sfârșit de săptămână. Vin în fața voastră cu testarea produselor pe care le-am cumpărat din Spania. Avem produse de make-up, de îngrijire și avem și câteva hăinuțe pe care abia aștept să le probez și să le port într-un final, pentru că le-am ținut așa călcate frumoase pentru voi, ca să vedem care-i treaba cu acest magazin Mulaia pe care l-am descoperit în Madrid. Și mi-ați scris mai multe dintre voi în comentarii cum că așa este Mulaia, deci nu am greșit cu denumirea. Și de asemenea am mai scris o domnișoară că trăiește în Spania și nu a descoperit acest magazin. Acum eu nu știu dacă este doar în Madrid, că nu am înțeles unde locuiește domnișoara exact, sau este pe tot teritoriul Spaniei, dar dacă vă interesează, dacă locuiți acolo sau dacă vreți să mergeți în vacanță, căutați acest magazin, pentru că îmi plac foarte, foarte mult hăinuțele lor. Sunt din materiale naturale majoritatea și au și prețuri super, super accesibile. Dar până la hăinuțe, hai să testăm produsele pe care le-am cumpărat din Sephora. Am aici punga și vreau să vă zic că am testat un singur produs care n-avea rost să îl țin să-l testez pe cameră. Și anume, stați că nici l-am închis bine, este vorba despre acest deodorant de la Sol de Janeiro. V-am zis încă de când am făcut haul-ul că m-a atras foarte, foarte mult faptul că este fără aluminiu. Să știți că ce am observat eu, nu miroase atât de puternic precum miroase crema și sincer mă bucur acest lucru, pentru că este un miros un pic greoi, mai ales acum în sezonul cald, și nu mi-aș fi dorit să-l simt așa chiar non-stop în momentul în care mișc mâinile, pentru că un deodorant foarte, foarte puternic poate deranja, în special când, nu știu, de exemplu, porți la sală sau în condiții, în transportul în comun, de ce nu, și te apuci și ridici mâna și lovești pe toți cei din jurul tău cu un miros în acesta de fistic și caramel sărat. Vara știți că eu sunt mai cu mirosurile citrice, dar pe de altă parte să știți că protejează foarte, foarte bine. Acum, prețul nu este neapărat unul accesibil, ținând cont de faptul că este un simplu deodorant, dar să știți că îmi place și ținând cont că vine într-o cantitate foarte, foarte mare, poate, poate îl mai recumpăr, pentru că da, într-adevăr, protejează foarte bine și mă bucură că este fără aluminiu, așa cum ziceam. Una peste alta, să știți că recomand cu încredere acest produs. Al doilea produs de care eram extrem de curioasă și nu m-am uitat decât cu câteva minute înainte să dau drumul la cameră cum se folosește și nu o să-l pot folosi acum, o să vă explic imediat de ce. Este vorba despre acest produs de la Jizu și este un Hair Repair Serum. Acum, hai să vă citesc un pic, pentru că da, se găsește și la Sephora la noi. Zice așa: un ser pentru păr dovedit clinic, care repară deteriorarea, sigilează vârfurile despicate și întărește părul pentru a preveni ruperea, în timp ce blochează hidratarea și stimulează strălucirea cu ajutorul micropicăturilor de miere pură încapsulată, uleiurilor hrănitoare și keratinei pe bază de plante. Deci mi se pare super interesant, doar că se folosește astfel: pune o cantitate de produs în palmă și freacă palmele între ele, aplică pe lungimile părului umed și insistă pe vârfuri. Cantitatea folosită depinde de desimea și lungimea părului. Începe cu o picătură și folosește mai mult dacă este necesar. Nu se clătește. Aici m-am încurcat, pentru că am văzut că trebuie folosit pe părul umed, astfel că nu o să pot să fac acest lucru, dar o să vin la voi cu review, cel mai probabil într-un weekly vlog, nu știu dacă următorul sau celălalt, dar sunt extrem de curioasă și când am văzut acolo că scrie de că are în compoziție keratină, m-am gândit că poate ne și ajută să ținem părul așa un picuț mai drept. Vi-l mai arăt încă o dată, acestea sunt și picăturile de miere, sunt foarte curioasă. Știți că atunci când v-am prezentat produsul, mă miram eu ce sunt aceste biluțe, am spus eu că mi se pare că seamănă cu icrele, da, fix așa arată, dar am descoperit mai apoi că este miere încapsulată, da. Extrem de curioasă sunt, acum nu știu ce părere am. Singurul minus pe care l-am putut găsi la acest produs în momentul în care l-am desfăcut este că nu are miros. Na, deloc. Mie îmi place ca uleiurile de păr sau serumurile de păr să aibă un miros plăcut, ca să mai emanăm și noi așa miros de orice fel, floral, citric, aici chiar nu mă interesează, dar dacă face treabă și hrănește firul de păr, atunci este mai mult decât perfect. Dacă a sunat bine exprimarea. Acum,
Avem două produse pe care chiar le testez pe cameră pentru voi și o să încep cu acest produs de la Fenty Beauty și da, se găsește și la noi. L-am văzut și eu pe Sephora și chiar una dintre voi mi-a lăsat un comentariu cum că este și la reducere. Am văzut că este, dacă nu mă înșel, 135 de lei, ceva de genul acesta, dar doar refill-ul. Încă o dată vă zic că va trebui să cumpărați separat acest produs și zic să îl desfacem și pe el, să vedem cum se folosește, pentru că nu m-am atins nici măcar o secundă. Și deja am probleme cu ambalajul, bravo mie. Se găsea separat de vânzare acest recipient în care trebuie să punem produsul în sine. Ia, stați să văd. Asta, cred că am reușit. Cam așa arată tubul în care punem produsul. Remove refill for product information. Ok, da, bine, nu ne trebuie. Și cred că așa îl închidem și îl deschidem. Produsul în sine este, în schimb, acesta. Se numește Hydra Visor. Habar n-am. Tinted Moisturizer Mineral SPF. Concluzia este că avem o cremă hidratantă, avem un fond de ten, dar poate e mult spus, hai să zicem un BB cream, și avem și SPF mineral de 30. Încă o dată vă arăt produsul. Eu pentru el mi-am luat nuanța 3, dar am văzut că există foarte, foarte multe nuanțe. V-am zis, vă puteți uita pe Sephora la noi și o să-l găsiți acolo. O să încerc să-l desfac și să-l introduc în tub, după care o să vă dau și câteva informații pe care le-am găsit eu tot așa pe site. După lupte relativ seculare am reușit să introduc produsul aici, așa funcționează și acum hai să-l testăm pe față. Să știți că ce mi-a curs mie inițial de aici din recipient am pus pe mână și pot să vă zic din start faptul că nu are un miros tocmai plăcut. Aș fi preferat fără miros deloc, dar nu are un miros așa, nu știu cum să vi-l descriu, nici chimic, dar un miros neplăcut, pe scurt. Acum, hai să vă zic despre ce este vorba cu acest produs. Este o cremă hidratantă, colorată, protejează pielea de soare, mulțumită indicelui sau SPF. Produsul hidratează pielea, îi ameliorează elasticitatea și reduce în mod vizibil porii și petele maroni. Nota 10 pentru pori. Fiecare dintre cele 10 nuanțe, deci da, avem 10 nuanțe, aveți de unde alege, au un finish natural și luminos, conținând nivelul perfect de pigment necesar pentru a lupta împotriva tenului tern. În plus, este reîncărcabilă. Ați văzut tot procesul cu refill și așa mai departe. Ce oferă acest produs? Hidratare zilnică lejeră pentru o piele în mod instantaneu mai cărnoasă și mai suplă, protecție solară minerală SPF 30, reduce aspectul porilor, al petelor maroni, a ridurilor în mod instantaneu, dar și în timp, netezește în timp textura pielii, se găsește în 10 nuanțe, lasă pe piele un finish natural și luminos, nu conține parfum. Da, nu conține parfum, dar nici mirosul nu este foarte, foarte plăcut. Acum, ținând cont de faptul că este practic o cremă hidratantă, o să o aplic fix cu degetele pe jumătate din față, iar pe cealaltă o să iau pensula și o să o aplic exact așa. V-am spus, pentru mine nuanța este 3 și eu zic că se potrivește bine și cred că am pus suficient produs. Hai să întindem aici cu mâna. Are ceva acoperire. Mamă, da, mirosul, vă zic, nu. Mirosul este un pic rău. Dar poate după ce se absorbe produsul în piele, nu o să mai fie probleme și nu o să mai simt neapărat acest miros un pic neplăcut, care am eu impresia că vine de la SPF-ul mineral, cred. Eu zic că se întinde bine cu mâna, o să încerc și cu pensula. Acum el lasă un finish foarte, foarte lucios. Vedem cum rezistă în timp și ceea ce o să facem va fi, după ce termin aici make-up-ul, o să ne mutăm într-un loc în care vă pot arăta ținutele și la final o să vin în fața geamului aici ca să tragem concluzii asupra modului în care rezistă și se așează acest produs pe ten. Ca și acoperire, să știți că eu sunt foarte mulțumită, dar la cum văd eu produsul în momentul acesta, este foarte, foarte posibil ca el să se transfere foarte ușor. Acum, cred că v-am și mișcat, îmi pare rău, o să încercăm să întindem și cu pensula. Și nu știu de ce am senzația că totuși se aplică mai bine cu mâna. Da. Da, prefer să-l aplic cu mâna. Nu știu să vă zic de ce. Parcă se pierde un pic de produs în pensulă și în momentul în care îl aplici cu mâna, vedeți, mie mi se pare o diferență pe cele două jumătăți ale feței mele. O să mă uit un pic și în oglinda pe care o am aici lângă mine ca să vă zic cum mi se pare nuanța. În lumina naturală, aici, mi se pare un pic cam portocalie, să țineți cont de acest aspect. Porii nu mi se pare neapărat că
au fost minimizați din punct de vedere al aspectului, pentru că, v-am mai spus eu de foarte multe ori, dimensiunea porilor nu poate fi micșorată. Pe ăștia avem cu ăștia de filăm. A, că putem folosi diverse artificii să minimizăm aspectul lor, da, se poate, dar dimensiunea lor fizică, să zic așa, nu se poate. Da, un pic am portocaliu și cred că se vede un pic diferența aici. Poate ar fi trebuit să-mi iau o culoare mai deschisă, poate un 2, mă gândesc. Acum sunt și un pic bronzată, la iarnă, clar, clar, această nuanță nu va fi una potrivită. Bun, o să întind un pic aici și cu pensula. Poate se mai duce un pic din luciul acela care mă deranjează un pic, pentru că v-am zis, mi se pare că se transferă ușor. Și o să lăsăm să intre în piele, dar ce am vrut eu să fac a fost să punem și câteva produse de make-up, nu foarte multe, două ca să fiu mai exactă, să vedem cum se blenduiește, să ne dăm seama dacă poate fi folosit ca și fond de ten. Și am aceste două produse de la Primark care îmi plac extrem de mult, un produs din acesta de contur și un blush. Și nu o să mai trag foarte mult de timp, ceea ce voi face va fi să aplic conturul pe care îl blenduim foarte, foarte repede. V-am zis, acest contur nu necesită niciun fel de tehnică specială, este foarte, foarte ușor de folosit și destul de pigmentat, aș spune eu, mai ales pentru persoanele care nu se pricep, așa cum sunt și eu. V-am mai zis de 1000 de ori, nu sunt eu un make-up artist, efectiv ce mai văd și eu prin online și cum intuiesc eu că s-ar folosi un produs, exact așa le folosesc. Și acest contur de la Primark este exact pentru persoanele ca mine. Bănuiesc că mai sunt câteva fete care se regăsesc în descrierea mea. Atât. Nu-mi trebuie mai mult, este mai mult decât suficient. Și acum o să punem și un pic de blush aici. Asta trebuie să mai scoatem un pic de produs. Ok. Cam așa. Îmi place mult blush-ul acesta că parcă și iluminează zona, nu doar colorează. Doamne, deci îmi plac atât de mult produsele astea. Să-mi spuneți dacă ați fost la Primark, dacă le-ați cumpărat și voi, în urma feedback-ului dat de mine, pentru că am testat acum ceva timp aceste produse aici pe cameră și multe dintre voi mi-ați spus că sunteți tentate să le încercați. Gata, cam atât. Eu zic că fondul de ten sau BB cream-ul sau acest produs 3-in-1 de la Fenty Beauty acceptă bine și alte produse care pot fi blenduite. Ok. Acum o să punem și... Doamne, mă enervează firul acesta de păr. O să punem și un pic de mascara ca să am cât de cât așa un make-up. După care mai avem de testat un produs pentru buze de care sunt extrem, extrem de curioasă, pentru că am auzit numai cuvinte de laudă și sper să fie așa, să funcționeze bine, să hidrateze bine și să arate foarte, foarte bine pe buze, pentru că nu este un produs ieftin absolut deloc, este acel ulei de buze de la Jizu și au scos acum recent mai multe variante și o să vedeți că eu mi-am luat pentru el Watermelon Sugar. Este așa o nuanță rozalie și cu puțin sclipici, adică acesta de aici. Hai să vedem cum se simte pe buze. Sunt convinsă că este genul acela de produs care nu funcționează ca un gloss, adică nu vă gândiți că îl puneți pe buze și o să stea acolo o oră cel puțin. Nu, eu cred că se va absorbi repede, pentru că până la urmă este un ulei de buze al cărui scop este să hidrateze intens. Așa arată produsul și hai să vedem. Între timp mă mai uit la față, nu se mai simte luciul acela, așa ca și cum ar fi ulei la suprafață, dar în același timp a rămas un glow al feței. Interesant, mirosul se mai simte încă, să fiu sinceră. Uau, ce bine miroase! Ok. Miroase destul de puternic a pepene, ceea ce îmi place. Evident că este mirosul acela sintetic de pepene, dar nu mă deranjează neapărat. Mi se pare destul de densă consistența. Parcă mai densă decât uleiul de buze de la Dior. L-am mai tot testat eu și pe acela. Hidratează bine, dar v-am zis, se duce imediat. Dar acesta parcă... este un pic mai dens. În schimb, ce nu văd eu sunt particulele strălucitoare pe care le văd în ambalaj. Ba da, ba da, sunt. Este foarte posibil ca în lumina soarelui să se vadă și mai bine, dar una peste alta,
cam așa arată pe buze. Tare curioasă sunt să mergem la lumina naturală după ce termin de probat hainele și dacă tot am amintit de ele, zic că este cazul să începem try-on-ul. Prima ținută pe care vă propun este formată din această vestă pe care am luat-o de la magazinul Mulaia și trebuie să-i mulțumesc soțului meu că mi-a insistat să-mi iau această bluză cu detaliile astea foarte drăguțe aici la mânecă, pentru că nu aveam nicio idee cu ce aș putea să port bluza asta. Inițial mă gândeam cu acele maieuri elastice de la Zara, dar nu s-ar fi văzut bine. Eu zic că aceasta se vede absolut perfect. O să mă îndepărtez imediat să vedeți și blugii. Aceștia sunt de la H&M și sunt așa foarte, foarte largi. Mi se pare mie că în această combinație am creat o ținută lejeră, așa, de ieșit în parc, de ieșit seara undeva. În picioare am papucii de la Birkenstock, care pentru plimbări relativ scurte sunt mai mult decât potriviți și am luat ca și accesoriu această geantă pe care o am de la Furla de ceva timp și mi s-a părut că dă foarte bine auriul lanțului cu detaliile aurii de aici de pe vestă. Acum o să mă îndepărtez, n-o să mă mai auziți, dar vreau să vedeți așa ținuta cap-coadă. Cam așa arată cu totul, îmi place extrem, extrem de mult și cred că este ținuta mea preferată pentru seriile de vară, ce vor mai urma să vină și eventual mai ieșim și noi în oraș. Dacă tot aveam blugii pe mine, m-am hotărât să probez și acest top de la Uniqlo, pe care nu pot să vi-l recomand suficient. Dacă aveți drum pe undeva printr-o țară în care există acest magazin, sau poate cine știe, puteți să dați comenzi online, nu știu, n-am verificat, să căutați acest top. Este acela care are bustieră pe dedesubt, asta înseamnă că nu mai trebuie să purtăm sutien și, Doamne, ce bine e, credeți-mă, așa arată. Eu zic că arată extrem, extrem de bine și mi-am luat în două culori, acesta kaki și unul alb. Și să știți că unul a fost 25 de euro. Da, știu, nu este cel mai ieftin mai eu, dar pentru modul în care este gândit el, eu cred că merită toți banii. A treia ținută este o ținută complet de la magazinul Mulaia. Avem în primul rând acest top care știți că se petrece, însă m-am gândit eu ca jumătate din el să fie introdus în pantalon, pentru că mi se pare că arată mai bine așa decât dacă l-aș lăsa efectiv. Nu știu, mi se pare că dă așa o notă un pic altfel. Poate nu neapărat chic, dar mai schimbă un pic monotonia maieului, pentru că da, mi se pare un maieu așa un pic mai monoton. Jos am pantalonii pe care i-am călcat într-un final, doar că m-am așezat, am stat cu ei îmbrăcată cât am filmat prima parte a videoclipului și s-au mai boțit un pic, ca să fiu foarte sinceră. În picioare am sandalele pe care le-am luat tot de la Mulaia, brandul lor fiind Corina și m-am gândit să accesorizez totul cu această gentuță roz, de la Prada, care arată cam așa și eu zic că a ieșit tot așa o ținută foarte, foarte drăguță pentru vară. Imediat mă îndepărtez, sper să reușiți să vedeți toate produsele. Îmi plac atât de mult sandalele acestea, mi se par super confortabile și faptul că au acele pietricele, stați că încerc să dau una jos ca să vă arăt. Știți care-i treaba, de ce nu pot eu să vorbesc de mai departe? Pentru că microfonul pe care eu îl aveam, din păcate, nu s-a mai potrivit cu mufa telefonului acestuia și am încercat să iau un adaptor pe care nu l-am luat, din păcate, de la Apple și se aude sunetul foarte, foarte înfundat. Deci eu, la un moment dat, probabil, o să trebuiască să rezolv și această problemă, dar ca să știți de ce sunt pe mut atunci când mă îndepărtez, așa arată sandalele, mi se par super, super drăguțe. Acum vedeți că sunt nepurtate, am așteptat să fac try-on-ul, nu știu cât de comode sunt, dar par a fi destul de comode, însă poate pentru plimbări așa mai scurte. Cred că mai am de probat o salopetă aceea de la Sfera și am terminat. Ei bine, din păcate, această salopetă este un fail și îmi pare tare, tare rău. Eu, de când am arătat-o, am zis că e posibil să fie mare și da, este mare. Așa că pe aceasta, cel mai probabil, o să o vând. O să vând cu exact cu cât am cumpărat-o, nu mai rețin acum 14 euro, ceva de genul acesta. Dacă o vreți, vă rog să-mi scrieți în privat, ori pe Instagram, ori pe mail, găsiți conturile mele în descriere. Dacă aveți
mai multe kilograme decât mine și poate sunteți un pic mai înalte. Deci mai mult de 1,63 și mai mult de 55 de kilograme, pentru că avem mult exces de material. O să mă îndepărtez imediat, dar vreau să vedeți așa de aproape. E multă și aici în zona asta. Aici în talie nici măcar nu mi-ajunge să strângă talia. Ar trebui ceva de genul acesta, deci e mult exces și aici. Și la spate, la fel. Este exces de material peste tot. O să mă îndepărtez acum ca să vedeți cum e lungimea și poate e ok și dacă sunteți înălțimea mea, eu așa zic. Da, din păcate această salopetă nu este pentru mine. Cel mai probabil o să o pun și pe Vinted. Vedeți că am mai pus niște articole acolo. Am mai pus rucsacul de la Coccinel. Sper că în continuare pronunț bine. Și nu mai știu, am mai pus diverse hăinuțe, așa că dacă vreți, intrați pe contul meu de Vinted. O să vi-l las aici scris pe ecran, că niciodată nu-l țin minte, dar da, de asta chiar îmi pare rău. Pentru că mi s-a părut interesant, așa, pentru... Uitați-vă voi cât exces de material am aici, da. Nu, din păcate nu este pentru mine, dar hai să ne mutăm acum la geam să tragem concluzii despre acest produs pentru față de la Fenty Beauty. Să știți că am tras toate perdelele, toate draperiile și m-am apropiat mai mult de geam, adică de lumină naturală, ca să putem să tragem câteva concluzii. 1. Nuanța nu mi se pare că este una potrivită pentru mine, se vede un pic diferența la gât. Dacă aș fi luat o nuanță mai deschisă, poate ar fi fost ok, pentru că asta mi se pare cumva că este așa și puțin portocalie. 2. La mână, mi se pare că are ceva pudră în compoziția lui, pentru că se strânge un pic aici în zonele acestea, în zonele unde de obicei avem pliuri și de asemenea se mai vede un pic și în bărbie. Și nu cred că ține sebumul sub control, cu toate că nu este un produs destinat acestui scop. Dar chiar dacă are acea pudră, mie mi se pare că lasă tenul super, super luminos. Ok, aici am, să zicem că am aplicat acel blush care are și rol de iluminator, dar uitați-vă pe frunte. Deci mie mi se pare una peste alta că arată bine. Și ce mă încântă pe mine foarte, foarte tare este faptul că avem 3-in-1. Știți că eu cu produsele 2-in-1, 3-in-1 nu avem o relație foarte, foarte bună, dar acesta mi se pare că este ok pentru că hidratează tenul și se simte că face acest lucru. Avem și SPF, trebuie să-i credem pe cuvânt, mă gândesc. Și de asemenea, pigmentul din acest produs este unul suficient de puternic încât să acopere imperfecțiunile. Sau mai bine zis... Dacă spunem să uniformizeze nuanța tenului, ar fi un pic prea puțin, pentru că mi se pare, într-adevăr, că ascunde anumite imperfecțiuni, atâta timp cât nu sunt pete din acelea extrem, extrem de colorate, cum ar fi, de exemplu, asta de aici, care este recentă și este destul de închisă la culoare, atunci este destul de greu de acoperit. Dar, în rest, eu zic că arată bine pe ten. Un alt minus pe care aș putea să spun că l-are acest produs este mirosul, care, din păcate, nu dispare. Cred că au trecut deja vreo 2 ore de când am aplicat produsul, am probat și hainele, am și mâncat, slavă Domnului că mi-era foame. M-am mai și răcorit un pic pentru că m-am încălzit extrem de tare atunci când am făcut try-on-ul. Deci eu zic că rezistă binișor pe ten, dar v-am zis, nu rezistă la transfer. Însă una peste alta, eu zic că este un produs pe care îl recomand și care cred eu că merită atenția voastră acum în sezonul cald. Are și un preț relativ accesibil, sincer. Nici nu vă trebuie neapărat acel tub în care băgați produsul, puteți să vă luați doar refill-ul și este 135 de lei. Eu zic că pentru 135 de lei să primiți practic 3 produse nu este un preț rău deloc. Asta dacă nu vă deranjează mirosul. Încă o dată subliniez. Da, puteți să mergeți să-l testați în Sephora, vedeți cum vi se pare, dar cu siguranță eu voi mai folosi acest produs. Acum, legat de microfon și de sunet, pentru că mi-a scris la un moment dat cineva să fie acum vreo, nu știu, o săptămână și ceva, două, că nu înțelege de ce filmez cu telefonul, că în trecut imaginea era mai bună. Nu, în trecut tot cu telefon am filmat și am filmat cu un model mai slab decât acesta, pentru că întotdeauna eu investesc în telefoane și în ultimele modele, pentru că îmi fac treaba cu ele. Și atunci, întotdeauna, în fiecare an când se lansează modelul de la Apple, îl cumpăr și îl cumpăr pe cel mai bun, ca să nu zic scump. Pentru că îmi aduce și venit și atunci cumva are sens această investiție. Da, într-adevăr, sunetul, am o problemă, nu că am o problemă, pentru că e singura persoană care a sesizat, dar da, se auzea poate un pic mai curat atunci când exista acel microfon,
Doar că nu ne-am mai împăcat cu mufa și v-am explicat jos tot ce s-a întâmplat, însă o să iau în calcul să remediez acest lucru și să folosesc din nou microfon, cu toate că nu știu neapărat dacă merită. O să aștept probabil să apară noul model de iPhone undeva în septembrie, ca să văd exact ce mufă trebuie, pentru că nu mai are acum rost să iau o altă mufă și să mă trezesc cu surprize cum a fost cu acest model, pentru că au trecut la USB-C, în fine, detalii din astea tehnice care nu cred că sunt de importanță neapărat, dar vă explic ca să știți de ce n-am mai folosit microfonul. Am cumpărat o mufă care era mult mai accesibilă la preț și cât a costat, atât a făcut, adică practic nimic, pentru că nu se auzea sunetul deloc, da, deloc, deloc, deloc. Așa că o să rezolv la un moment dat această situație undeva după ce o să apară noul model de telefon. O să închei aici. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție. Vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii dacă v-au plăcut ținutele, ce articole v-au plăcut și dacă vi se pare și vouă extrem de interesant acest magazin Mulaia, care se găsește cel puțin în Madrid, dacă nu în toată Spania. Să aveți un weekend absolut minunat și ne vedem luni de la 2:30, cel mai probabil cu un giveaway, pentru că știți că îmi place să-mi, nu știu, să fiu și o drăguță cu cei din comunitatea mea, așa cum sunteți voi întotdeauna și pentru asta vă mulțumesc. Și acest giveaway va fi modul meu de a vă mulțumi. Așa că pe luni, la 2:30. Pupici!